Păstrați-vă nostalgia în ochi. Privirea aia româncii grigoreștiene, frumusețea care nu e obraznică, nu e de top model spălată pe creier, cretinoidă din aia care merge așa, nici nu știți dacă e cuier sau este vie, ci are o melancolie româncă. Am zis că românca este ca biserica ortodoxă, nu se duce spre tine, ci te duci tu spre ea. O chema Victoria, ea vroia banii, faima și toată gloria. Când era mai mică nu-i plăcea istoria, dar i-au plăcut oglinzile în hotelul Astoria. Cam asta e istoria. În primul an de școală pe toți infractoria, luat la rând, i-a întors pe dos pe toți. Într-un timp scurt era gagică pe patru roți. Anul 2, Bucureștiul parcă mic. Chiar nu mai ai nimeni să o ducă la Paris. Nu mai vrea la școală, vrea să umble goală, să mănânce pastiluțe tot timpul ca prima oară. Doar salon ce poate sală, cluburile pline, știi bine cu o înfioară. Și atunci își dă să sară, parcă zboară. Victoria e clară. Voi, femeile, sunteți un alt spațiu de petrecere ontologic al omului. Spunea Borges că în preajma unei femei frumoase te schimbi ca în fața unei poezii. Și atunci voi sunteți responsabile să creați evenimente care înfrumusețează viața. O chema Victoria. Anul 3 s-a întâlnit cu Horia. Mai important e s-a întâlnit cu Folia. Și atunci a crezut ca în Florida. Mama ea nu-i Florida. Banii nu sunt o problemă, vin ei de pe undeva. Dar la fel cum vin, la fel și pleacă. Totul se schimbă deodată. Vezi că barul s-a închis, luminile s-au stins, nici vorbă de Paris. Și rău a învins, durere de nedescris, ăsta e finalul trist. Vede tot, dar îi se pare. Uite moartea cum se plimbă prin spitale. Întinsă pe masă, nu simte, nu doare. Victoria nu moare.